have been thinking about how we can live a heavenly life on this earth. Am vorbit despre cum putem trăi o viață duhovnicească pe acest pământ. And if we look at the life of Jesus, we see there was at least one person who lived a heavenly life on earth. Dacă ne uităm la viața Domnului Isus, vedem cel puțin un om care a trăit o viață duhovnicească pe pământ. He refused to fight for earthly things. El a refuzat să se certe pentru lucruri pământești. Even if Judas Iscariot stole his money, he wouldn't fight with him. Chiar și când Iuda Iscarioteanul i-a furat banii, el nu s-a certat cu el. Judas Iscariot betrayed him, he would call him friend. Când Iuda Iscarioteanul l-a trădat, Iisus l-a numit prieten. And when hanging on the cross, he could pray that all those who crucified him would be forgiven. Și când a târnat pe cruce, s-a rugat ca cei care l-au răstignit să fie iertați. Do you want a life like that? Îți dorești tu o astfel de viață? Forgive everybody who hurts you. Să ierți pe toți cei care îți fac rău? You don't fight with people who cheat you. Să nu te cerți cu cei care te înșală? Because you don't belong to this. Pentru că tu nu aparții acestui pământ. The question can come to us that if I live like that, the whole world will take advantage of me. Dar se ridică problema, dacă eu trăiesc în felul acesta, toți vor vor profita de mine. Și văzând că nu ripostez, își vor bate joc de mine oarecum. Am observat asta în India. When some religious people fight against Christians. Când unii oameni religioși se luptă sau se ceartă cu creștinii și persecută pe creștini, creștinii niciodată nu ripostează. Așa că îi persecută mai mult. Dar dacă persecută membrii unei alte religii, aceștia vor riposta. Așa că un pic le teamă de alte religii. Deci noi putem spune, cum putem trăi așa pentru că toți ne vor face necazuri? O soție ar putea spune, dacă eu voi încerca să trăiesc o viață duhovnicească acasă, soțul meu va profita de mine, mă va transforma într-o sclavă, sau invers. Soțul spune, dacă încerc să trăiesc o viață neprihănită acasă, soția mea va deveni capul casei și va conduce totul. Dacă n-ar exista Dumnezeu, toate acestea s-ar întâmpla. Dar fiindcă există un Dumnezeu credincios, care ne-a dat o promisiune minunată, este cea mai minunată promisiune pentru cei care privim în viitor. Și putem privi spre viitor fără frică. Este în 1 Corinteni 10:13. Dacă n-ar fi fost această promisiune, vă spun că mi-ar fi foarte frică să duc o viață duhovnicească pe acest pământ. Dar 1 Corinteni 10:13 spune, și nu mă gândesc la prima parte, dar spune la mijloc, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți dincolo de puterile voastre. Ți-e teamă că soțul tău te va trata așa? Sau că soția ta îți va transforma viața într-un iad? Sau șeful tău își va bate joc de tine pentru că trăiești așa la birou? Și că datorită presiunii prea mari vei cădea? Este Dumnezeu credincios? El este credincios.
Când presiunea se adună, se acumulează asupra vieții tale, pentru că alți oameni profită de tine pentru că tu ești creștin și văd că nu ripostezi și văd că tu ierți și ierți în nesfârșit, God sees, you know, like the pressure, you know, gauge, pressure gauge, the needle is going more and more and more pressure. El vede că presiunea asupra ta se întețește și acul presiunii se ridică. And then God sees it's coming near that red dangerous. Și se apropie de acea zonă roșie periculoasă acul. And when it comes near there. Și când se apropie acolo. He will do something to reduce the pressure. Dumnezeu va face cumva și va reduce presiunea. I have experienced that in the past 50 years. Am experimentat aceasta în ultimii 50 de ani. Dumnezeu a fost credincios. Deci dacă voi mai trăi încă 50 de ani, s-ar putea să fac să întâlnesc mai multe presiuni, pentru că pe măsură ce creștem în credință și presiunile sunt tot mai mari. I believe again God will make sure never goes into the red this needle. Sunt sigur că Dumnezeu se va asigura că acul presiunii mele nu va se va apropia de zona roșie. If you believe this promise, deci dacă vei crede această promisiune, you need never have any fear. Nu te vei teme niciodată. Anyone will be able to do anything to you. Că cineva îți va face ceva. Just like God gave Jesus grace. Așa cum Dumnezeu i-a dat Domnului Iisus har pentru orice situație pe care am întâmpinat-o. Nu știu dacă dumneavoastră știți faptul că Domnul Iisus a primit har. Viața lui divină de pe pământ n-a fost fără ispită. Evrei 4 cu 15. Talking about Jesus, the Son of God. Vorbește despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El nu este un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Ci este un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. You know, there are two ways in which we can sympathize with other people's problems. Sunt două moduri în care putem să simpatizăm sau să avem milă de slăbiciunile cuiva. De exemplu, dacă unicul fiu unei persoane are un accident și moare, cred că m-aș duce acasă la acea mamă și aș compătimi-o pentru pierderea fiului ei. Și chiar aș avea milă de chestia asta din toată inima mea. But another mother who lost her son, if she goes and sympathizes, it'll be much stronger. Însă dacă o mamă s-ar duce să o mângâie, o mamă care ea însuși a pierdut fiul, ar fi mult mai puternică această compasiune. Pentru că și această femeie a experimentat și știe ce înseamnă să-ți pierzi fiul. Eu nu. So my sympathy will not be as strong as hers. Așa că mila mea n-ar fi atât de puternică ca și mila acestei persoane. Și această beată mamă care și-a pierdut fiul va fi mai mângâiată de această mamă decât de mine. Pentru că atunci când trecem printr-o experiență grea, asta ne va ajuta să înțelegem mai bine și să-i compătimim pe alții care trec prin aceleași necazuri ca noi. De aceea, pe aceia care se apropie de Domnul și îl caută, Dumnezeu îi trece prin foarte multe necazuri. Nu-ți imagina că e un lucru ușor să-i slujești Domnului. Mulți se gândesc, mă duc la o școală biblică, studiez 4 ani și o să predic. Nu așa dorește Dumnezeu. Trebuie să treci prin încercări, să fii sub presiune și în acea presiune tu să experimentezi puterea lui Dumnezeu.
experience is what you share with others. Și ceea ce vei experimenta tu, vei împărtăși cu alții. So, if you haven't gone through those pressures. Deci dacă n-ai trecut prin presiuni, prin probleme, you're going to have a lot of head knowledge, but no anointed ministry. S-ar putea să ai cunoștințe la nivelul minții, însă nu vei avea o misiune unsă, ungere. So, if ever you pray to God and say, Lord, give me an anointed ministry to other people. Deci dacă vei spune, Doamne, dă-mi o ungere pentru a sluji oamenilor. Și vorbești cu adevărat. Atunci pregătește-te să dai peste o mulțime de necazuri. Probleme în trup. Probleme în familie. Probleme cu banii. Probleme la lucru. Because other people are facing the same thing. Pentru că și alți oameni au aceleași probleme. In all those trials, și în aceste încercări, God will make us triumphant. Dumnezeu ne va da biruință. Because he's already defeated the devil on the cross. Pentru că El a biruit deja pe diavolul pe cruce. He came to destroy the works of the devil. Și El a venit să nimicească lucrările celui rău. And he's taken away from the devil all his armor. Și a luat de la diavol toată armura lui. That's why we can say in every trial I'm going to triumph. De aceea putem noi spune că în fiecare încercare eu voi fi biruitor. Many Christians are afraid of the devil. Mulți creștini se tem de diavol. They think if I say such things, the devil will attack me even more tomorrow. Și se tem că dacă vor zice un lucru, mâine diavolul îi va ataca mai puternic. They don't believe that Jesus defeated Satan on the cross. Ei nu cred că diavolul a fost înfrânt de Domnul Iisus pe cruce. It's so important to understand. E așa de important să înțelegem aceasta. You will have a lot of fear when you face trial if you think the devil has got a lot of power against you. Când vei fi în încercări, te vei teme foarte tare dacă vei crede că diavolul are putere asupra ta. I'm sure almost all of you believe that all your sins were taken on the cross. Sunt sigur că cu toții credeți că păcatele v-au fost luate acolo la cruce. Do you believe that equally that all the devil's power was taken away? Credeți că la fel toată puterea diavolului a fost luată acolo la cruce? Mulți creștini nu cunosc acest lucru. Și exact cum nu crezi că toate păcatele ți-au fost luate la cruce, te poți întreba, păcatul ăla care l-am făcut acum 10 ani, oare mi-e iertat? Și ce se va întâmpla? Vei continua să-ți mărturisești acel păcat de 10-20 de ori? Nu toate păcatele. Alea mici, tu crezi că au fost iertate. Dar păcatul acela mare, groaznic, care l-am făcut acum 20 de ani, ați avut această experiență? Să te trezești că mărturisești din nou și din nou un păcat de 20 de ani? Pentru că nu e sigur dacă Iisus a murit și pentru acel păcat al tău. Mulți creștini se comportă așa. Dar gândește-te la cineva care spune, Hristos a murit pentru toate păcatele mele. Și el crede că nu este nevoie să mărturisească de două ori un păcat comis. Pentru că Dumnezeu l-a auzit de prima dată. Și dacă mărturisești de 20 de ori un păcat, nu înseamnă că vei fi iertat de 20 de ori dacă odată ai fost iertat. Gândește-te că Dumnezeu este un tată iubitor. Să presupunem că fiul meu sparge ceva valoros în casă. Și vine la mine, plânge și spune, tată, îmi pare rău că am spart. Și îi spun, fiule, te iubesc mai mult decât acea vază. Las-o baltă, te iert. Te iert. După 2-3 ani, vine din nou la mine fiul meu. Tată, ții minte acum 3 ani că am spart acea vază. Și după încă 5 ani, tată, mai ții minte ce am spart acum 8 ani? El spune, fiule, tu mă crezi un mincinos? Ți-am spus că te-am iertat. Nu credeți că așa e și la Dumnezeu când venim din nou și din nou cu păcatul nostru vechi? Noi nu credem că sângele lui Iisus curăță toate păcatele.
Și asta este foarte important. Și întocmai așa. Toată puterea diavolului a fost luată la cruce. N-a fost omorât. Trăiește diavolul. Dar a fost făcut fără putere, neputincios. Nu neputincios împotriva oamenilor din lume, ci neputincios împotriva celor care l-au primit pe Hristos ca Domn. Diavolului nu-i frică de mine. Dar se îngrozește când se gândește la Iisus. Și dacă Iisus e Domnul în viața mea, atunci diavolul va fi frică de mine. Și trebuie să ține minte asta. Puterea diavolului a fost luată. Și diavolul nu poate aduce nicio situație în viața mea prea grea pentru mine. Now, supposing I faced, let's say, some very big trial last year. Să presupunem că anul trecut a trebuit să fac față unui proces foarte greu în tribunal. I think the devil may have tried to bring that on me 10 years earlier. Probabil că diavolul a încercat să mă aducă în acel proces cu 10 ani în urmă. Și Dumnezeu a spus nu. Încă nu e destul de puternic ca să facă față acestui proces. Știți că de fiecare dată când diavolul ne încearcă cu ceva, el trebuie să aibă permisiunea lui Dumnezeu. Prima carte scrisă din Biblie este cartea lui Iov, care a trăit înaintea lui Moise, care a scris Geneza. Și prima lecție pe care o citim în Iov este că diavolul are nevoie de permisiunea lui Dumnezeu pentru a ne atinge. Și în fiecare an, diavolul întreabă pe Dumnezeu, poți să-l încerc pe Zac cu acest proces? Și Dumnezeu spune, nu, încă nu. Apoi, anul trecut, bine, acum poți să îl încerci. Și deodată, iată, mă lovi de această ispită. Și deodată voi fi descurajat. Doamne, nu-mi vine să cred. Și eu pot să spun, Doamne, Tu ai așa o încredere în mine încât îi permis diavolului să mă încerci la nivelul acesta? Tu ai fi descurajat dacă ai fi promovat la locul de muncă? Oare un copil e descurajat când este promovat într-o clasă superioară? Când ai parte de o ispită mare, înseamnă că în ochii lui Dumnezeu ai crescut și El are încredere mai mare în tine. Înseamnă că permite în viața ta că poți să duci mai mult și să nu fii descurajat și să nu fii înfrânt. Pentru că vei ieși din situația asta cu diavolul sub tălpile tale. Asta este însemnătatea versetului că nu vei fi ispitit peste puterile tale. Dar Dumnezeu, odată cu ispita, a pregătit și un mijloc de ieșire. Asta înseamnă că vei primi har. Și Iisus este Cel care a mers înaintea ta și a avut de a face cu fiecare ispită. Și dacă sunt eu într-o ispită, Iisus mă înțelege, are milă de mine. Pentru că mai departe, în Evrei 4:15 spune. De ce are El milă de slăbiciunile noastre? Pentru că El este unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ce dacă n-a păcătuit? Dar iată ce spune în 16. Deci, când zice deci, înseamnă datorită versetului anterior. Deci, fiindcă Iisus a fost ispitit și n-a păcătuit, în concluzie, noi putem face ceva. Noi putem să venim cu deplină încredere la scaunul Harului ca să căpătăm două lucruri. Milă, îndurare, și celălalt este Har.
Mulți creștini confundă mila cu harul. Și nu este același lucru. Mila este un cuvânt din Vechiul Testament. Găsit de multe ori în Vechiul Testament. Harul este un cuvânt din Noul Testament. Ioan 1 cu 17. Spune că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Înainte ca Iisus Hristos să vină în lume, n-a existat har. Now, all the Bible schools in the world teach that grace means God's unmerited favor. Se învață în lume că harul este favorul nemeritat primit din partea lui Dumnezeu. Și nu e adevărat. Because all the people in the Old Testament also got God's unmerited favor. Pentru că și în Vechiul Testament se primea o favoare nemeritată din partea lui Dumnezeu. Sau toate binecuvântările pe care le au ateii, sunt nemeritate, practic. Și toți cei din lume primesc favoruri pe care nu le merită. Însă harul înseamnă ceva mai mult. Înseamnă puterea lui Dumnezeu. În primul rând înseamnă Dumnezeu care ne iartă păcatele, apoi Dumnezeu care ne ajută să biruim păcatele, și apoi puterea lui Dumnezeu care ne ajută să facem față oricărei încercări în viață. Mila vorbește doar despre iertarea păcatelor. Iisus n-a avut nevoie de milă. Pentru că n-a păcătuit niciodată. Dar noi avem nevoie de milă, pentru că păcătuim. Dar Iisus avea nevoie de har. În Luca, al doilea capitol, fără har nu poți trăi o viață cerească. Jesus lived a heavenly life because he received grace. Iisus a trăit o viață duhovnicească pentru că avea har. Prima dată când citim despre har în Noul Testament este Luca 2 cu 40. Vorbește despre Iisus. Pruncul Iisus continua să crească și se întărea. Și creștea în înțelepciune. Și harul lui Dumnezeu era peste el. De când s-a născut, harul lui Dumnezeu era peste Iisus. A fost primul om care a umblat pe acest pământ cu harul lui Dumnezeu peste el. Vedeți, el era Dumnezeu. Da, el era Dumnezeu. În persoana lui. But when he took our human form, dar când a luat trup de om, he gave up all the resources he had as God. A renunțat la toate resursele pe care le avea ca Dumnezeu. That's why he would get tired and sleep. De aceea obosea și trebuia să doarmă. If he had used the resources of God, he'd never have got tired, never sleep. Dacă ar fi folosit resursele lui de Dumnezeu, n-ar fi obosit niciodată și n-ar fi trebuit să doarmă. It says he was hungry, he was thirsty. Spune Biblia că înfometa, înseta. God is never hungry. Dumnezeu niciodată nu înfometează și nu setează. Spune că era ispitit să păcătuiască de către diavolul. Și spune Biblia că Dumnezeu nu poate fi ispitit. În Iacov 1. Deci era Iisus Dumnezeu pe pământ sau nu? Bineînțeles că era Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se poate, dacă e Dumnezeu dat, este întotdeauna Dumnezeu. Nu se poate opri să nu fie Dumnezeu. Fie că e pe pământ, fie că în altă parte. El Dumnezeu rămâne. Dacă te-a trăit pe pământ, spune Biblia că El s-a golit. Și deși era Dumnezeu în persoana Lui, a refuzat să folosească resursele Lui de Dumnezeu pe care le avea. Deci, alegând din propria voință,
a ales să nu facă, nu poate să facă multe lucruri pe care le putea face ca Dumnezeu. And that's why he could be tempted. Și de aceea a putut fi ispitit. Like us. Ca noi. And we need grace to overcome sin. Și noi avem nevoie de har ca să biruim păcatul. He needed grace to. Și el avea nevoie de har. That's why he prayed so much. De aceea se ruga atât de mult. We can't receive grace if we don't pray. Noi nu putem primi har dacă nu ne rugăm. We have to ask. Trebuie să cerem har. We read that in Hebrews 4. Am citit asta în Evrei 4. We come to the throne of grace. Venim la tronul harului. To find grace there to help us. Ca să găsim har acolo să ne ajute. Să ne uităm din nou la acel verset. Evrei 4 cu 16. After we get mercy, după ce primim milă, we find grace to help us in our time of need. Găsim har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. What is our time of need? Dar care e vremea de nevoie? Atunci când presiunea încercărilor e atât de puternică peste noi încât e aproape să ne zdrobească. Un singur lucru ne va ajuta. Grace. Harul. To help you whatever your need is. Te va ajuta oricare e nevoia ta. It can be different types of need we have. S-ar putea să fie diferite nevoi pe care le-am avea în viață. Încercări, ispite. God has got enough grace to make you walk in victory. Dar Dumnezeu are destul har pentru tine ca să pășești în biruință. You know, that's the position of triumph that the Lord gives us. Asta este poziția de victorie pe care ne-a dat Dumnezeu. Să putem privi în viitor și să spunem orice s-ar întâmpla, orice va încerca diavolul să facă, orice încercare ar face în viața mea, Dumnezeu îmi va da har să trăiesc în biruință. Așa cum El n-a permis ca Iisus să fie înfrânt niciodată. Dacă ai credință, El nu te va lăsa să fii biruit. Credeți aceasta? Mai ales de când diavolul a fost înfrânt pe cruce. Subliniez acest lucru pentru că mulți creștini nu cunosc acest lucru. Odată când i-am cerut unei surori să se roage și să vină Domnul în viața ei, acum i-am zis, spune diavolului că a fost înfrânt pe cruce. S-a întors spre mine și a schimbat vocea și mi-a zis, n-am fost înfrânt pe cruce. Era un demon în ea. Și eu credeam că ea numai o păcătoasă, nu mă gândeam că e un demon în ea. Era o soră posedată de demon și arăta așa de obișnuită. Până i-am zis, spune diavolului că a fost înfrânt. În acea zi mi-am dat seama de ceva. Că diavolului nu-i place să-i amintești că a fost înfrânt pe cruce. Așa că am vorbit cu demonul. Și am spus, ești un mincinos. Ai fost înfrânt pe cruce. Ești chiar acum din ea. Și bineînțeles că în numele Domnului Iisus, niciun demon nu poate rămâne în cineva dacă este scos în numele Domnului Iisus. Și nu doar eu. Dacă tu ai fost născut ieri, poți scoate un demon dintr-o. Ține minte asta, puterea cea mare este în numele Domnului Iisus. Și atunci am zis, acum spune încă o dată, spune că a fost înfrânt pe cruce. Și doar în 5 secunde mai târziu. Și a spus-o. Așa că în acea zi am luat o hotărâre. M-am hotărât să-i amintesc diavolului de câte ori pot eu că a fost înfrânt pe cruce. De câte ori pot. Știți că îmi place să-l irit pe diavol cât pot. Și am zis asta. Am hotărât că oriunde mă voi duce, îi voi învăța și pe alții să-i spună diavolului că a fost înfrânt. Haideți să-l irităm pe diavol la maxim. Dar ai grijă, frate Zac, poate îți face ceva probleme mâine, diavolul. Poate se bagă în familia ta. Vedeți ce fricoși suntem.
Dacă un astfel de gând vine în creierul nostru, că diavolul e atotputernic și Iisus e neputincios, nu e adevărat. Diavolul este ca o furnică înaintea Domnului Iisus. Avem o înțelegere prea mică a Domnului Iisus. Și atâta timp cât tu ești slujitorul unui Iisus neputincios, nu vei ajunge să trăiești o viață biruitoare. Pentru că în cer, să știți că nu este înfrângere. Și nici în viața ta, dacă vei primi har, nu va fi înfrângere. Știți acel verset minunat? Harul meu ți este suficient. And that means for anything you face in your life, my grace is enough. Și asta înseamnă că pentru orice încercare din viață, harul meu ți este de ajuns. Every situation. Orice situație. Harul e de ajuns. We can always triumph over sin. We can always triumph over sin. Întotdeauna putem triumfa înaintea diavolului. Never have any fear about the future. Așa să nu ne temem de viitor. That's the meaning of walking. Asta înseamnă să trăiești cum a trăit Iisus. Când citim aceste lucruri că trebuie să trăim cum a trăit Hristos, 1 Ioan 2:6, poți avea două reacții la acest verset. Cum să fac asta? Spune că oricine trăiește în El umblă cum a trăit Iisus. Pentru mine este unul dintre cele mai frumoase versete din Biblie. 1 Ioan 2:6. Cine trăiește în Iisus trebuie să trăiască cum a trăit El. Nu trebuie să ne temem. Trebuie să fim încântați de acest verset. Doamne, e minunat că pot să umblu, să trăiesc cum ai trăit Tu. Putem avea două reacții la acest verset. Doamne, e uimitor. Tu niciodată nu vei spune să fac ceva fără a-mi da puterea să fac acel lucru. Uneori încercăm să o facem fără puterea lui Dumnezeu. Și de aceea eșuăm. Dar pentru orice a promis Dumnezeu, puterea Lui este la dispoziția noastră. Deci Iisus a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Am văzut că harul lui Dumnezeu era peste El încă de când era copil. Acum mergem la moartea lui Iisus. Evrei 2. How did He go through that terrible death on the cross? Cum a trecut Iisus prin această teribilă moarte pe cruce? Asta a fost o încercare uriașă. Să fi bătut, biciuit, umilit. Și nu doar de către acei soldați. Era o suferință invizibilă care se decurgea acolo. Când toți demonii din iad îl sterneau pe Domnul Iisus acolo. Și l-au pus pe cruce și au zis, gata, l-am nimicit. Dar cum a putut să treacă prin o asemenea încercare? Fără să păcătuiască. Fără păcat înseamnă fără frică, fără îngrijorare, cu dragoste. Cum a putut să treacă prin asta? Evrei 2:9. Ultima parte. By the grace of God, he tasted death. Prin harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea. Even for his death, he needed the grace of God. El a avut nevoie de harul lui Dumnezeu chiar pentru moarte. So we can say that Jesus was the first man to walk under grace. Putem spune așadar că Iisus a fost primul om care a umblat sub har. From birth to death. De la naștere la moarte. He walked under the grace of his Father. A umblat sub harul Tatălui Său. Și ne spune nouă, urmați-mă. Haideți să alergăm cursa uitându-ne spre Iisus. El este autorul și
cel care termină credința noastră. Și care stă la dreapta tronului Dumnezeu. Și dacă vom alerga pe această cale, acolo vom ajunge și noi. Aceasta înseamnă a trăi o viață cerească pe pământ. Un cuvânt despre cum se ruga Iisus. V-am spus că în Evrei 4 cu 16 spune că trebuie să ne apropiem de tronul Harului cu îndrăzneală. Evrei 4 cu 7. In the days of his flesh, he offered up prayers and supplications with loud crying and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his piety. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel care putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina vlaviei lui. Ieri vă răspundeam la întrebări și spuneam că una dintre marile taine este cum să trăiești o viață duhovnicească. Știu că este o taină pentru că cea mai mare parte a creștinilor nu trăiesc. Gândurile lor nu sunt evlavioase. Viața lor de acasă nu este divină. Și adesea copiii lor nu sunt oameni evlavioși. Și într-adevăr este o mare taină să trăiești o viață neprihănită. Dar taina asta stă în faptul de a ști că Iisus a coborât în trup. Să vezi că Iisus a trăit ispitit ca și noi, dar fără păcat. Singura diferență între mine și Iisus e păcatul. În celelalte locuri a fost fără mine. Tocmai ca mine. Dacă n-aș avea păcat în viață, ia păcatul din viața mea și iată viața lui Iisus. Și a trebuit să se lupte. De ce a trebuit să se roage Domnul Iisus? Dumnezeu nu trebuie să se roage nimănui. Dar odată spune că Iisus a stat noapte întreagă în rugăciune. În Luca 5 cu 16 spune, spune că dormea în pustie ca să se roage. It's a lovely word. I don't know how it is in the Romanian. Nu știu cum e traducerea exactă în românește. But in English that word slip away. Dar în limba engleză cuvântul acesta că se ducea în pustie, un cuvânt frumos. Ca și cum 10-12 oameni stau împreună. Și după un timp te uiți și unul a dispărut. Unde a dispărut? Nici nu ne-am dat seama că a dispărut. Credeam că e cu noi. Spune că Iisus așa în tăcere, dispărea dintre ei. Așa trebuie să ne rugăm. În timp ce stăm la o discuție, ar putea să spunem, eu mă retrag la rugăciune. Lasă pe oameni să continue discuția lor. Eu mă retrag discret la rugăciune. De ce a trebuit să fac asta? Rugăciunea este pentru cei slabi. Oamenii puternici n-au nevoie de rugăciune. Oamenii înțelepți n-au nevoie de rugăciune. Dar cei care se simt slabi. Iată în Noul Testament. În Vechiul Testament, când se rugau evreii? Când se rugau împărații evreilor? Atunci când veneau dușmanii să-i cotropească. Doamne, ajută-ne! Atunci când suntem slabi, ne rugăm. Iisus, ca om, a fost slab. Și s-a rugat. Și a fost întărit. Și nu a păcătuit niciodată. Și de ce nu ne rugăm noi de multe ori? Pentru că nu ne simțim slabi. Toți oamenii care nu se roagă se cred puternici. Eu n-am nevoie să mă rog. Eu am putere. Dar cel care se roagă e slab. Uneori trebuie să se retragă, să dispară la rugăciune.
Nu vorbesc despre a îngenunchea. Ci vorbesc de a fi pregătit oricând, să mergi înaintea Domnului, oriunde ai fi. Doamne, am nevoie de ajutorul Tău acum. Mă simt slab. Simt că o să cad. Ajută-mă, te rog. Asta e o rugăciune. Poate dura doar 15 secunde. Dar vei vedea că Harul va coborâ să te ajute. Deci Evrei 5:7. Cum s-a rugat Iisus? Spune că s-a rugat cu lacrimi puternice. Te-ai rugat vreodată așa cu strigăte mari și cu lacrimi? Eu m-am rugat. De multe ori. Nu cu strigăte din gura mea, ci cu strigăte din inima mea. Doamne, ajută-mă! Sunt slab. Îmi pare rău că iar am căzut în viața, în ceea ce privește gândurile mele. Și lacrimi pentru că am alunecat din nou în anumită parte a vieții. Poate doar 5 secunde gândurile ne-au alunecat. Și asta aduce necaz în viața noastră. Pentru că ne amintim că asta l-a ținut pe Hristos pe cruce. Și cum spuneam ieri, păcatul meu a fost atât de greu pentru cel care ținea Universul, încât n-a putut să le poarte. Asta înseamnă mare necaz în viața mea. Dacă rosesc un cuvânt urât pentru cineva. Țin minte odată că a trebuit să-l corectez pe un frate tânăr de biserică. Într-o privință. Trebuia să-i aplic o corecție. Și Domnul mi-a zis, vezi că te-ai comportat cam dur cu el. Avea nevoie de o corecție, dar nu era nevoie să fie așa de dur cu el. Așa că m-am întors la el și am zis, frate, îmi pare rău. N-ar fi trebuit să-ți vorbesc așa de dur. Era nevoie să te corectez, dar îmi cer scuze, iartă-mă. Greșim cu toții. Dar dacă suntem, suntem grăbiți să-L corectăm, vei vedea că data viitoare Dumnezeu te va ajuta să nu mai greșești. Sunt multe cuvinte pe care le rostim și sunt așa de grele. Pentru că n-am învățat să vorbim frumos. Uneori, soții între ei vorbesc dur. Suntem foarte buni cu musafirii. Îmi amintesc o nevastă care zicea soțului, iubitule, dacă ai vorbit cu mine ca și, ca și cu musafirii noștri, așa m-aș bucura. Cum vorbești tu cu musafirii sau străinii care îți vin la ușă? Vorbește doar așa cu mine și m-aș bucura. Dar nu vorbim așa. Suntem foarte drăguți cu străinii care ne vin la ușă. Și uneori foarte duri cu cei care trăiesc în casa noastră. Știți de ce? Pentru că trebuie să ne rugăm mai mult. Doamne, am alunecat. M-am supărat. M-am mâniat. Și sunt două modalități în care îți poți exprima mânia. Una este să țipi. Alta este să ții în tine și să nu vorbești nimic. Amândouă sunt mânie. Dar cum să scap de mânie? Știți cum s-a rugat Iisus? A strigat în inima Lui, Tată, nu mai vreau, nu vreau niciodată să păcătuiesc. Chiar pentru un singur moment. Cu un cuvânt. Sau un gând. Sau o atitudine greșită. Unde vrei ca eu să fiu ferm. De exemplu.
father told him to drive all those sheep and doves out of the temple, people are making money there. Când tatăl i-a spus să alunge din templu vânzătorii de animale. If he did not do that, dacă n-ar fi făcut asta, he would have sinned. Ar fi păcătuit. He had to do. A trebuit him, drive these people out of my house. Să facă ce a poruncit tatăl său, scoate pe oamenii aceștia din casa mea. Like that in his house. Și uneori Dumnezeu ne poate cere nouă să facem ceva dificil în casa Lui. I can think of so many times and so many places where when I've got up to preach. Îmi amintesc de atâtea momente când m-am ridicat să predic. I know, boy, if I talk about this, there's going to be problems. Și știam că dacă ating un anumit subiect, vor fi probleme. And the Lord says, speak the truth. Și Domnul îmi poruncea, vorbește adevărul. Leave the consequences with me. Lasă consecințele pe seama mea. Bine. Jesus had to be firm sometimes. Iisus a trebuit uneori să fie foarte ferm. And he had to be completely free from sin. Și totuși să fie liber de păcat. So he prayed. Astfel că s-a rugat. What did he pray for? Pentru ce s-a rugat? Father, save me from death. Tată, izbăvește-mă de la moarte. Not physical death. Nu moarte fizică. He never prayed to be saved from physical death. Niciodată nu s-a rugat Iisus să fie izbăvit de moartea fizică. Nu era frică de moarte fizică. So many martyrs have gone to the cross singing, gone to their death being eaten by lions singing God's praise. Atâția martiri s-au dus cântând spre cruce și să fie mâncați de lei. You think Jesus was a bigger coward than them? Credeți că Iisus a fost mai laș decât acești martiri? He wasn't like, oh, please save me from going to the cross. El nu s-a rugat, te rog, nu mă lăsați să mă duc la cruce. Rubbish. Gunoi. He never said that. Niciodată n-a zis asta. He was praying. There are two types of death in the Bible. Sunt două feluri de moarte în Biblie. Physical death, moarte fizică și moarte spirituală. Spiritual death is a result of sin. Moartea spirituală este rezultatul păcatului. Citim asta în Iacov 1. Moartea are ca sfârșit, nu, păcatul are ca sfârșit moartea. Și în privința acestei morți se ruga Iisus. Pentru că moartea spirituală era oriunde în această lume. Nici nu vreau măcar să miros această moarte spirituală în viața mea. Izbăvește-mă. In no area of my life must there be any spiritual death. Nu vreau ca nicio parte a trupului meu, a vieții mele să fie mirosul morții spirituale. Vreau să fiu plin întotdeauna de viața lui Isus. Do you have a desire like that? Ai tu asemenea viață? I have a desire. Eu am o asemenea desire. I want to be full of the life of God always. Vreau să fiu întotdeauna plin de viața lui Dumnezeu. Nu vreau să mă târăsc așa urmându-l pe Domnul. I want to be full of the life of God. Vreau să fiu plin de viața din Dumnezeu. Și asta trebuie să fie și dorința ta. Jesus had to pray for it. Dar Iisus a trebuit să se roage pentru asta. Și tu trebuie să te rogi. Jesus had to pray, how is it you can get it without prayer? Dacă Iisus a trebuit să se roage, cum crezi tu că o să o primești fără rugăciune? Pray, Lord, I want this in my life. Roagă-te, Doamne, vreau asta în viața mea. I want to encourage all of you when you wake up in the middle of the night. Vreau să vă încurajez pe toți care vă sculați în miezul nopții. Without making any noise with your mouth. Și fără să faceți zgomot cu gura voastră. Don't disturb others who are sleeping. Nu-i deranjați pe ceilalți care dorm în cameră. Let there be a cry in your heart that God hears. Țipați în sufletul vostru ca Dumnezeu să vă audă. Develop the habit of crying out to God from our heart without opening our mouth. Trebuie să ne obișnuim să strigăm în inima noastră fără ca gura noastră să se deschidă. Doamne, dă-mi putere. Help me. Ajută-mă. That I shall have no spiritual death in me. Ca să n-am moarte spirituală în mine. No sin. Să n-am păcat. No worldly attitude. Să n-am o atitudine lumească. Fullness of the divine life. Să fiu plin de viață din tine. Do you think God will hear that prayer answer? Credeți că Dumnezeu nu va asculta și nu va răspunde aceste rugăciuni? Credeți că sunt așa de mulți pe pământ care se roagă această rugăciune? Cei mai mulți credincioși astăzi sunt în păcat și nu se roagă. Și merg și cad din nou în același păcat. A doua zi, săptămâna viitoare și luna viitoare și anul viitor. But in the midst of all this, if God sees somebody, dar în această lume vede Dumnezeu pe cineva crying out, care strigă, oh, Father,
Tată, nu mă mai lăsa să păcătuiesc din nou. Nu mai vreau să fie moarte spirituală în trupul meu, în viața mea. Și Dumnezeu va găsi plăcere în aceasta. El a spus despre Iisus, acesta este Fiul meu, îmi găsesc toată plăcerea. De ce își găsea Dumnezeu plăcerea în Fiul? Țineți minte la botez când vocea din cer a spus, Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cred că diavolul a mărit atât de mult lucrarea în biserică, încât oamenii cred că dacă ei nu au o lucrare, nu sunt păstor, nu recită, nu pot face nimic pentru Dumnezeu. Și zic ei, uai, ce mi-ar place să predic așa. Aș călători încolo și încoace și Domnul s-ar bucura de mine. Dar ce pot eu să fac? Sunt o bătrână și am și copii și sunt slabă. Cum pot eu să-i fac pe plac lui Dumnezeu? Asta pentru că diavolul a mărit așa lucrarea. Vedeți, cei mai cunoscuți, faimoși creștini din zilele noastre. Care sunt măreții creștini despre care ați auzit? Sunt toți oameni care au o mare lucrare, care stau în fața unor mulțimi și predică și vindecă și cântă. Și sunt foarte puțini, poate 1% dintre creștini care ajung să predice și așa. Și restul de 99% dintre creștini n-au acest dar. Și acești 99%, cum să fie pe placul lui Dumnezeu? Învățați o lecție de la botezul Domnului Iisus. Este o lecție pentru noi toți. Când Iisus a fost botezat la 30 de ani, nu făcuse nicio lucrare. Nu ieșise din orașul lui Nazaret. Oricare de aici a călătorit mai mult decât a călătorit Iisus în primii 30 de ani. Dacă ai mers la Zeu la București, deja ai călătorit mai mult decât Iisus. Iisus nu călătorise niciodată mai mult decât câțiva kilometri în jurul Nazaretului. 30 de ani. N-a predicat o predică. N-a vindecat pe nimeni. N-a scos niciun demon. N-a făcut nimic din ceea ce noi numim azi lucrare. N-a vorbit nici la sute, nici la zeci de oameni măcar. Se duce la biserică, la sinagogă, ca și copil, de la 12 ani, stătea acolo în sinagogă, în fiecare sâmbătă, și asculta acele predici plictisitoare ale fariseilor. De fiecare dată când trebuie să ascult o predică din asta plictisitoare, îmi amintesc că și Domnul Iisus, ca și copil, trebuia să asculte. Și Doamne, uimitor să stai 18 ani să asculti predici plictisitoare. Ce ispită! Dar nu s-a necăjit Iisus. A stat acolo și cred că în timp ce predicatorul bolborosea, el se ruga tatălui său și se bucura de timpul acela. Nici nu intra pe urechi ce se vorbea acolo în vot. El vorbea cu tatălui. Sunt multe lucruri minunate pe care le poți face în timpul unei predici plictisitoare. Să vorbești cu tatăl tău. Să vorbești cu Iisus. E așa de minunat. El este lângă tine întotdeauna. Și la sfârșitul celor 30 de ani, Tatăl spune, îmi găsesc plăcerea în Fiul meu. Și vreau să vă spun tuturor, frați și surori, aceasta înseamnă o viață duhovnicească. A trăit o viață cerească timp de 30 de ani.
fără să predice, fără să vindece, stătea într-o sinagogă moartă și trăia o viață cerească. Poți tu să faci asta? Asta e doar un exemplu. Pentru că este o viață, viața este ceea ce Dumnezeu privește. Felul în care te comporți cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi acasă. Felul în care cauți har. Doamne, vreau ca cei din casa mea să simtă cerul când se apropie de mine. În 2 Corinteni 2 se vorbește în versetul 15 despre aroma lui Hristos. Aroma sau mireasma lui Hristos. You know, sometimes some lady puts on a very powerful perfume. Știți că uneori unele doamne se parfumează așa la greu. Și când stă în spatele tău, o simți, deși nu o vezi. Foarte puternic parfum. And some of these perfumes, if you get a little bit on your shirt. Și dacă iei un pic de parfum din ăsta pe cămașă, rămâne acolo și nu se mai duce câteva zile. Think if you get the perfume of Christ. Gândește-te dacă avea, dacă ai primi parfumul lui Hristos in your life. În viața ta. And you go on spreading that in your home. Și merge și le vei împărtăși, spreia în casa ta. Și la vecinii tăi. Everywhere you go. Și oriunde te duci. Așa a trăit Domnul Iisus 30 de ani. Fără predică, fără vindecări, fără nicio lucrare. Arătând doar frumusețea Tatălui Său. Prin felul în care a trăit, prin felul în care a lucrat ca și tâmplar, niciodată nu s-a supărat pe oameni. Eu așa îmi doresc să trăiesc. Dragi frați și surori, fiecare dintre noi, chiar dacă n-ai niciun dar al Duhului, vă spun în numele Domnului Iisus că poți trăi în această viață. Să vă mai spun un lucru în încheiere. De ce a petrecut Domnul Iisus doar 10% din viața Lui în lucrare? 3 ani și jumătate. Din 33 de ani și jumătate. Asta e doar 10% din viață. Dar unde și-a petrecut restul de 90%? În două locuri. Acasă. Cu cei 4 frați și 2 surori mai mici. Și mama lui. Și apoi în atelierul său. În atelierul de tâmplărie, unde câștiga un ban să-și întrețină familia. Se pare că Iosif a murit de tânăr și povara a rămas pe Iisus. Pentru că nu citim nimic despre Iosif când Iisus a plecat în lucrare. Deci Iisus a avut o povară. Deci 90% din viața sa Iisus și-a petrecut-o acasă și la lucru. 10% numai în lucrare. M-am gândit mult la asta. Și am primit răspuns. Și mi-am dat seama că și noi petrecem 90% din viața noastră acasă și la lucru. Where do you spend 90% of your life? Unde îți petrești tu 90% din viața ta? Unde petrești tu 90% dintr-o săptămână? Într-o săptămână normală. Nu din aceasta cu conferințe. Dar de obicei, unde îți petreci? Acasă și la lucru. Și acolo ne-a arătat Domnul Iisus timp de 30 de ani cum poți trăi o viață cerească. El a cerut har. Și Tatăl care i-a dat har Domnului Iisus ne poate da și nouă.
și putem fi biruitori. Și la sfârșitul vieții tale, Tatăl îți va spune, chiar dacă n-ai predicat o predică, n-ai călătorit niciunde, n-ai vindecat pe nimeni, El îți va spune când vei sta înaintea Lui, sunt fericit cu tine. Să ne rugăm. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Your heart reach out to God in faith. Inima ta trebuie să ajungă la Dumnezeu în credință. Say, Father, I want to live this life. Și să spui, Tată, vreau să-mi trăiesc viața. I want to live a heavenly life in my home. Vreau acasă să trăiesc o viață duhovnicească. My place of work. La lucru. I believe the same grace you gave to Jesus from birth to death you'll give to me. Cred că același har pe care l-a dat Domnul Iisus de la viață, de la naștere la moarte, mi-l poți da și mie. And that I'll be able to walk as he walked. Și astfel pot să trăiesc și eu cum a trăit El. Thank you, Father. Mulțumesc, Tată. În numele Domnului Iisus, te rog. Amen.